Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere și apoi voi continua cu etalările pe zodii. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3, etalare evident pentru luna august aproximativ, etalările nu sunt fixe, dar aproximativ luna august, septembrie, poate chiar și octombrie, rămâne de văzut cu ce mesaje veți primi. Da? V-ați ales. Hai să vedem. Fiecare set de cărți a mai primit un mesaj în plus, în timp ce am amestecat. Acesta, în special, a primit asul de spade. O cuvântare, un adevăr. Și, în primul rând, adevărul care ne eliberează din karmă, din teacă, din constrângeri, din tăcere, din rețineri, din karmă. Dar poate să fie și o victorie, poate să fie și un început. La capătul setului de cărți se vede totuși regele de cupe și îndrăgostiții. O dragoste, o dragoste foarte profundă și atracție fizică, dar și atracție emoțională. Însă, interesant, în timp ce vorbesc, se întrevede împăratul. Probabil că unul dintre cei doi implicați în această dragoste încearcă să fie în control, dar trebuie manifestată victoria printr-un fel de cuvântare. Interesant, aici este o persoană independentă care probabil că inspiră. Hai să vedem situația voastră. Numărul 1. În august aproximativ. Unii veți manifesta, alții nu, în funcție de harta voastră natală, de generație. Interesant. S-ar putea unii dintre voi să aveți marcaj în semnul leului, pentru că la zodia leului a apărut acest turn, un turn, și este reprezentat de 19, care în tarot reprezintă soarele, dar și 3. Poate să fie o călătorie neașteptată sau, pentru că aveți o călătorie neașteptată sau o comunicare de la distanță neașteptată, care dărâmă, care transformă. Interesant. La capătul setului de cărți. Transformă, dar în timp, pentru că aceste lucruri se vor manifesta în timp, vă veți găsi, să zic, echilibru e un 3 și un 3, da? Un număr dublu. Vă veți găsi echilibru prin dragoste, prin o altfel de comunicare. Și dacă acum manifestați turnul, prăbușirea unor construcții, unor relații, colaborări, eu știu ce, la distanță, peste hotare sau chiar și aproape, ce se dărâmă acum se va reconstrui și veți avea cheia, să zic, către construcția viitoare, către relația viitoare, către un spor 3-3-3 văd că aveți, către, da, o reușită. A voastră sau a cuiva? Nu știu a cui. Cărțile vă pot reprezenta pe voi sau oamenii cu care aveți de-a face. Da, interesant, da? Am zis că va fi dragoste. Va fi dragoste. În secret există o dragoste. O inimă. 2 și cu 4, 6, da? Probabil că cineva are cheia la sufletul vostru sau voi aveți cheia sufletul altei persoane. Dar, deocamdată, în această perioadă, aveți de trăit evenimente mai neconvenționale, călătorii, drumuri, comunicare. Interesant. Și trebuie să preluați comanda. Numărul 10 este foarte important. 10, de fapt, este 1. Trebuie să manifestați o nouă etapă în viața voastră. Adică să preluați comanda. Poate e o energie feminină care vă susține. Bărbați, femei, nu contează. Aici este elefantul, energie masculină, Ganesha, dar în spate ar putea să fie Shakti. Da, ar putea să fie dragostea care pe cineva inspiră. Dar ca să preiei comanda, trebuie să dărâm ce ai construit până acum. Interesant. Transformare. Transformare emoțională. Trebuie să renunți la apele tulburi, la emoțiile negative. 18 luna, iar luna. Luna de două ori. Emoții, da? Ca să poți manifesta emoții pozitive. Unde să le pun? Le pun pe aici. Eu le am în față, nu vi le pot, nu știu cât ajunge camera să... Așa. În principiu. În principiu. Hai să mai amestec o dată.
O dată, de două ori și de trei ori. Interesant. Iar noțiunea de independență, noua de monede și cavalerul de bâtă. Un personaj aventuros și un personaj asumat care se ocupă de construcția vieții sale. Dar este o construcție atipică, ieșită din tipare. De trei ori am zis. Tăiem. Și ce facem? Cruce celtică. Un soi de cruce. Central, 10 de spade. Eliberarea. Este dureros când lucrurile se dărâmă în jur, dar durerile vin ca să ne avertizeze că e o problemă care trebuie rezolvată. O, blocajul este diavolul. O relație karmică, o relație sau obsesiile cuiva, adicțiile cuiva, vă fac să vă simțiți trădați sau să, eu știu, sau poate chiar să nu fiți în stare să manifestați ceva pozitiv din cauza, depinde unde sunteți. Ori voi sunteți în adicții, ori persoana cu care aveți de-a face în adicții. Aici sunt niște probleme mari. Dar, vedem, în trecut, 0, în prezent, 8 de spade, e un stres. Viitor, ia uite, și am văzut și turnul, da? Sfatul, turnul, lăsați turnul, deci vedeți de două ori, lăsați turnul, lăsați să se dărâme vechea construcție, lăsați să se ducă relația karmic care vă ține pe loc, în care v-ați trădat singuri. Toți ne trădăm sperând, eu știu, cei cai verzi pe pereți lângă oameni care ne rănesc. Și poate, la un moment dat, toți am trecut prin, eu știu, dorința de a scăpa de suferință prin, distracții, țigări, alcool, alții droguri, alții femei, fiecare are, sau jocuri, fiecare are un fel de a evada din suferință, în loc să o trateze, în loc să o analizeze cu eremitul. Exterior, cineva totuși influențează o comunicare la distanță, de ce vă este teamă și ce vă doriți. 6 de monede. Ce reușiți să faceți? E drăguț. Veți avea o victorie? Nu. Da. Am pus un pic mai multe cărți, da. La capătul setului de cărți e o dragoste, exact, femeia aceasta. Emoțională, femeie, poate să fie și bărbat, o energie emoțională, pozitivă, este dragoste, lacrimi, de fericire, de dor, de ce mai vreți voi. Dar aceste lucruri se vor manifesta după ce treceți prin evenimentele acestea, regina de cupe, trei de cupe și împăratul. Întâlnirea cu iar împăratul. Aici este provocarea, dorința de a avea control. Măi, când suferiți, uneori nu e nicio jignire, nicio umilință să vă arătați un pic vulnerabil, pentru că există oameni care vă înțeleg, gen regina de cupe. Și interesant, în aceste de cărți, regina de cupe are în spate un trăsnet, trăsnetul care de obicei apare la turn. Vine cu o anumită înțelepciune emoțională, empatică, trezește, dărâmă și trezește în același timp. În trecut 0, v-ați dorit să o luați de la 0 sau poate ați riscat și n-ați riscat, ați riscat și n-ați riscat. Și totuși, cred că ați vrut și n-ați reușit, pentru că acum în prezent apare 8 de spade. Vă simțiți blocați, aveți impresia că sunteți legați, am văzut asul de spade care iese din teacă și taie lanțurile. Știți că trebuie să comunicați, să vă reprogramați mental, da? Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj marcaj puternic în semn de aer, dar e un marcaj negativ, pentru că semnele de aer pot să fie și ele pozitive. În acest context este un marcaj negativ. Cineva care vă manipulează, vă spune că nu sunteți în stare, că nu puteți, că nu e normal, că nu e bine, că nu e nu știu cum. Pot să fie chiar gândurile voastre, orgoliul vostru, fricile voastre,
obsesiile voastre. Diavolul și 8 de spade reprezintă obsesii. Diavolul și luna reprezintă frici. Diavolul și ce mai văzusem? Iar 6 de bute reprezintă, eu știu, narcisism, egoism. Al vostru, al cuiva, nu știu, eu doar citesc cărțile. Este etalarea voastră, dar în etalarele voastre se pot regăsi persoane foarte apropiate vouă. Și chiar dacă nu aveți relație, sunt persoane apropiate emoțional, energetic, inclusiv sexual, persoane de care vă simțiți atrași sau simțiți repulsie. Vedeți, dacă nu sunteți voi, e o persoană cu care aveți de-a face. Dar central, inima voastră este... este foarte rănită, se pare. Însă e cam momentul să puneți capăt. Aici este provocarea. 8, e transformarea. Și am vorbit de transformare aici. Transformare emoțională. Ce faceți? Încercați să țineți controlul? Sau să stați lângă oamenii care vă controlează și vă creează disconfort? Variază de la om la om. Ori voi vreți controlul, ori aveți oameni care doresc controlul asupra voastră și vă creează disconfort și conflicte și ei... eu știu, poate chiar bătăi, poate chiar argumente, poate chiar, eu știu, ce energie. Aici e provocarea. Și e intensă provocarea. Pentru că sfatul vine cu turnul de 2 ori. Dar ce e fain în aceste de cărți, turnul a zis, are numărul 19 al soarelui. Aici iar aveți ca... energia pe care a trebuit să o preluați voi este... energia celui care manifestă conștient de puterea sa, nu din dorința de a avea control. Manifestă, ia uite și aici sunt trăsnete și, da, trăsnete, treziri. Manifestă din dorința de a crea ceva frumos, abundență, de a manifesta iubire, de a manifesta frumusețe și conștienți de puterea voastră. Aici trebuie să fiți voi. O mare diferență între a fi conducător și a fi, ia uite, tiran. Diavolul e tiran. Împăratul poate fi tiran. Depinde. Depinde. Dar sfatul este lăsați construcția veche să se dărâme. Pentru că nu mai merită relația. Eu știu ce-o fie. Relație de familie, relație de amor, relație... pentru că avem totuși o dragoste care se poate desfășura în timp. Sau profesional. Sau, eu știu, variază de la omul. În viitor, dacă îndrăzniți să faceți această transformare, va trebui să vă înfruntați demonii. Aici este eremitul și diavolul. Eremitul trece prin noaptea întunecată a sufletului. Va trebui, eventual, veți simți că vă însingurați. Dar această însingurare este necesară ca să înțelegeți de ce ați trecut prin toate câte treceți. Poate se va pune tăcerea între voi și cei de care vă eliberați, iar eremitul înseamnă tăcere. Exterior, există o distanță. Văd aici corabia, avem și 8 de băte, care confirmă că la distanță, comunicarea cu cineva la distanță vă influențează. O să văd imediat cum vă influențează. Dar vă este frică, interesant, că veți fi în continuare atacați, vă este frică că veți ajunge la un punct în care vă veți închide sufletul și nu-i bine, din cauza prea multor energii negative. Dar am zis, lăsați, și nu eu, cărțile, lăsați să se ducă vechea construcție, pentru că nu puteți să stați lângă oameni care vă fac atâta rău încât să vă închideți sufletul. Nu se poate, nu e normal, nu e sănătos. Da, apare diavolul. Nu e sănătos. Dar asta vă e frică. Că va trebui, nu doar, că va trebui să învățați să puneți granițe personale în fața celor care până acum v-au atacat și v-au programat. Poate voi nu vă dați seama, dar în momentul în care veți începe să analizați, vă vedeți seama, ia uite, cu tare m-a manipulat așa, cu tare așa. Mama, tata, frații, surorile, prietenii, colegii de muncă, da, oameni apropiați. Nu neapărat străini, nu neapărat dușmani, oameni apropiați. În fine, ce vă doriți? 6 de monede. Să vă echilibrați viața.
să vă echilibrați financiar, dar să vă echilibrați viața, pentru că în acest moment este dezechilibrată. Trebuie să vă împărțiți între capră și varză. Și cu lupul, ce facem? E aici lupul, nu? Da. Și totuși ce veți reuși? Printre toate grijile pe care le aveți, 8, 9 de spade, cred că sunt ale voastre, când etalarea voastră și apar central stresul ăsta. Stresul ăsta. Veți încerca să vă faceți curaj cu puterea și 6 de bâte, să mergeți înspre cineva care vă este tare drag, lângă care vă simțiți foarte bine, foarte apropiat, vă simțiți că vă înțelege acest personaj și personajul respectiv în sine este puternic, atrage atenția, are victorii, dar poate că într-un fel sau altul vă intimidează, într-un fel sau altul vă este teamă, simțiți că nu sunteți pregătiți pentru ei, nu v-ați eliberat de trecut, asta îi face parte. Dar e o chestie, eu zic că așa pare, pare împăcare sau dorința de a vă întâlni cu cineva care vă e... Interesant, aici apare leu. Iar lanțuri, vă poate vindeca de relațiile karmice, vă poate vindeca orgoliu, mândria, rănită de alții. Da, personaj de care vă este dor, cu care ați pierdut o ocazie, iau-te un suflet pereche. Regina de cupe, dragostea, aceasta. Energia aceasta feminină foarte sensibilă, foarte empatică, foarte înțelegătoare. Hai, clarificăm totuși în prezent 8 de spade. Clarificăm. Sunt foarte 10 de cupe, 4 de monede și temperanța. E un vis frumos, aș spune, cu 3 de bâte. E un vis, e o idee la care țineți foarte mult. E o idee frumoasă la care țineți foarte mult. O relație. Posibil cea de care am vorbit mai devreme. Regina de cupe. O știți, energia aceasta. Energie, poate să fie și bărbat, da? Vorbind de energie. Un personaj cu care vă simțiți ca acasă. Ca în visele cele mai frumoase. Țineți foarte mult la ei. Dar știți că trebuie să aveți răbdare, pentru că aveți niște lucruri de vindecat. Temperanța. Trebuie să vă temperați, eventual atracția. Acest diavol poate să fie și atracția. Da? Poate că e și distanță între voi, sau trebuie să faceți drumuri între eu știu ce. Sau apare uneori distanța și însingurarea, când trebuie celălalt să călătorească, vă însingurați. Sau rămâne celălalt singur și nu știți cum să faceți. E mai complicată treaba. Dar știți că trebuie să vă temperați, să vă vindecați și eventual să vă reprogramați, să ieși în acel sentiment de durere, de dezamăgire, de defensivitate. Da? Ca să puteți manifesta, să zic, împăcarea. Iar sunt drumuri. Drumuri. Trebuie să alegeți între a face acest drum sau a face aceste drumuri. În ce sens drumuri? Drumuri cu scop, cu speranță, cu viziune. Aveți de fapt de ales. Între un personaj care nu e chiar lângă voi, trebuie să faceți, eu știu, călătorii. Și niște persoane care... Vă afectează stima față de voi, aș spune. Vă afectează succesul. Pentru că există niște persoane intrigante în viața voastră. Dă-mi și pe eremit
Ia uite, moartea și rănitul, moartea. Da, trebuie să renunțați la acest 10 de spade, la oamenii care v-au rănit. Trebuie să renunțați și trebuie să riscați. E o dorință mai veche să riscați, să o luați de la zero. Asta e. Veți renunța, eu zic că veți renunța. Poate chiar să fie și o căsătorie care credeați cândva că va fi bine și de fapt n-a fost. A ajuns să fie foarte strictă. Se poate. Da? Dar acest final vă va pune în postura în care va trebui să vă găsiți lumina singuri, pentru că, de fapt, răspunsurile ne le căutăm singuri, ne le găsim singuri. Chiar dacă ne învață X și Y, noi singuri manifestăm cărarea noastră, calea noastră, da? Da. Clarificăm turnul. Da, măi, da, lăsați relațiile vechi. Alea, știți voi care sunt. Nu trebuie să vi le explic, că vi le-am explicat cât am putut de bine. Lăsați să se distrugă vechiul, nesănătos, pentru că se va schimba energia roată norocului. Norocului, da? Se va schimba energia și va veni 9 de cupe. Împlinirea tuturor dorințelor. Dar cum să vină 9 de cupe? Cum să vină schimbarea de energie dacă nu lăsați să pice? Ia. Va fi comunicare, va fi dragoste, va fi vindecare. Va fi. Dacă se va comunica corect, dacă se va exprima emoții, se vor exprima emoțiile. Ia uite, asul de cupe și cu 9 de cupe, 10 de cupe, da, se poate împlini acest ideal cu răbdare și nu doar cu răbdare. Renunțați la energiile toxice, la karmicele alea. 8 de bâte exterior, 8 de bâte. Justiția. La distanță, interesant, călătorii care au legătură cu justiția. Pentru cine vorbesc, nu știu. Poate, la distanță trebuie. Variază, sunt mesaje și mesaje. La distanță există o balanță. Sau la distanță, deși justiția nu înseamnă doar balanță. La distanță, comunicați cu un avocat, o notăriță, despre niște chestiuni, niște contracte. Orice poate însemna contract. Și ieșirea din indiviziune, și contract de locul de muncă, și căsătorie, separare, divorț. Sau, eu știu, poate trebuie să plătiți amenzi, chestii, da? Justiție. Justiție? Asta vă influențează. Interesant. Și atunci 8 de spade în prezent. Aici este stresul. Ca nu cumva, știți, bă, interesant, justiția și 8 de spade e o încarcerare. Acum poate să fie metaforică, poate să fie și reală. Încarcerare e un cuvânt greu. Intens, da, e 8. Transformator. De-aia apare și moartea, și eremitul și tăcerea. Știți că dacă cineva, nu știu cine, nu știu pentru cine citesc, ar putea să suporte încarcerare pentru niște motive care țin de justiție, de incorectitudine într-o anumită privință, atunci se va pune capăt moartea, eu știu, unei situații actuale, moartea situației, da? Și eremitul înseamnă iar însingurare în acea încarcerare în care va trebui să vă găsiți lumina, răspunsurile, dreptatea. Oho! Oho! Multe, multe. Multe. Dar iar apare regina de cupe. Ah, ce frumos! Și asul de cupe. Și totuși, ar mai putea să mai fie ceva. Sunt două variantele vor. Deci cea pe care am spus-o, pentru unii, nu pentru toată lumea, poate să fie și o comunicare cu cineva, o comunicare care echilibrează, care aduce dreptate, care aduce lumină. Adevăr, am văzut asul de spade. Aduce adevăr, dreptate. Vă face să înțelegeți niște lucruri apropo de karmă, de toxicitate, de ce zisei și eu mai devreme, da? Și toate acestea în sine, pentru că rămân în planul viitor să se desfășoare, să se manifeste, vor aduce vindecare, dragoste, da, două cupe, două suflete perechi, cum văzuse mai devreme. Interesant. 6 de monede clarificăm. Ups! Aici a venit pe orizontal. Valetul de cupe și 8 de cupe.
Ce vă doriți? Să vă echilibrați financiar. Ah, interesant, să rezolvați problemele în justiție, că avem iar balanță și balanță. Vă doriți să rezolvați problemele în justiție? Poate să plătiți, eu știu, niște taxe, chestii, că sunt aici să monezi. Să vă eliberați odată de cupele goale, de situația asta toxică și să mergeți 8 și cu 1, 9 către, ia uitați, către 9 de cupe, către dragoste față de voi, către împlinirea dorințelor, către acest vis frumos, către această relație frumoasă, către acest personaj care, probabil, voi simțiți dragoste în secret pentru ei sau știți că nu se poate, temperanța, nu se poate încă manifesta această fericire până nu se rezolvă niște lucruri. Deocamdată, ia uite și împărăteasa, femeia voastră divină pentru unii dintre voi. Acum, dacă sunteți bărbați și trebuie să manifestați această energie masculină, să preluați comanda, comanda vieții voastre, dar în sens corect, în sens benefic. Da? Ia uite, regele de spade. Știți că trebuie să analizați, să fiți în adevăr pentru această energie feminină înaltă. Ce frumos, interesant, interesant. Dar veți avea o oarecare victorie cu 6 de bute. Chiar dacă vă stresați să spuneți eventual adevărul, veți avea, ia dăm pe 6 de bute. Ce reușiți să fac? Ia uite, 6, ia as. Asul de bute, măi. Dacă personajul ăla pozitiv, care e deocamdată în penumbră, până vă rezolvați voi problemele, are, să zic, succes, are putere, are niște reușite, vă inspiră și pe voi. Să inițiați 6 de bute și asul de bute, ambele inițiază. În luna august, la sfârșit, eu știu, poate chiar și în septembrie, nu știu. August-octombrie, aici o influență, august-octombrie, noiembrie. Între august și noiembrie s-ar putea iniția o nouă relație cu personajul pozitiv, cu care vă simțiți bine. Ia uite. Nu știu dacă vă veți căsători, că apare marele preot, dar vă veți stabiliza. Și va fi o schimbare, să zic, energetică, spirituală. Chiar. Spată, de două ori. Ah, uite, de trei ori. Fiți un pic interesant. Suntem în zodia leului, dar aici arată altceva. Fiți un pic umili. Umili în sensul modești. Fiți un pic modești, pentru că știți bine că aveți niște lucruri ușoare de rezolvat. Fiți mândri de voi înșivă în sensul sănătos al cuvântului, pentru că aici e sfate, am și pus cartea, da? Aici este, poate să fie o mândrie excesivă. Ne la locul ei. Situații toxice, eu știu, cu statul, cu eu știu ce sunt, voi le știți. Cu familia, cu ceva. Fiți mândri de voi înșivă, dar fiți și modești. Eu știu ce înseamnă, sper că și voi înțelegeți ce, despre ce e vorba. Orgoliu nu înseamnă că ești mândru de tine. Orgoliu e orgoliu. Și protejați pe cei pe care iubiți. 10, interesant, preluați comanda. Dacă iubiți pe cineva, preluați comanda vieții voastre și în timp veți realiza o legătură stabilă, protejată, interesant, așa văd această arcadă acum, protejată de divinitate. Am înțeles, protejată de divinitate. Deci veți intra, poate deja simțiți că a intrat un personaj foarte special în viața voastră, poate urmează pentru unii. Va intra un personaj special, puternic, benefic în viața voastră, dar în paralel trebuie să rezolvați niște chestiuni karmice. Ia uite, miracole și binecuvântare. Ce drăguț! Sunteți fără limită, dar trebuie să știți chestia asta. Și considerați fundația pusă. Veți avea o relație stabilă, frumoasă cu cineva, însă, sunt niște lucruri foarte hard, foarte grele, foarte intense de rezolvat în această perioadă, dragii mei, cei care ați ales numărul. Am văzut și zodia Fecioare și zodia
Scorpionului și Gemeni, Balanță, Vărsător, toate zodiile, zodiile și Leu, Berbec, Săgetător și Peștele, toate zodiile le-am văzut, n-are rost să le spun că le-am văzut, da? Le-ați văzut și voi. Acum ele pot să fie nu doar soale, poate să fie și ascendentul cuiva, variază de la un om. În principiu, cam asta este etalarea. Sper că v-a plăcut. Voi știți mai bine, vă rog frumos, confirmați-mi. Pentru că, măi, e intens ce se vede. E intens. În principiu, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să aveți o lună frumoasă și o vară faină. Cei care ați ales aceste de cărți, numărul 2. Numărul 2 a venit cu mesaj, Male Preot. Male Preot și la capătul setului de cărți, 9 de monede și 5 de monede. Și regele de monede, interesant. Un nou capitol. Urmează. Avem aici numai semne de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, mă special. E o situație la distanță. Poate că... Da, mă, ia uite și voi vă vindecați de niște situații foarte grele și veți manifesta dragoste, vindecare și dragoste. Dar deocamdată, în această perioadă, trebuie să vă găsiți credința. Într-o anumită formă, nu zice nimeni să fiți musai ortodoxi, catolici sau eu știu cum, dar trebuie să vă găsiți credința. Trebuie să vă schimbați energia. Și trebuie să urcați un pic vibrațional. Dacă ați fost eventual, eu știu, în preajma unui personaj foarte fixat material și v-ați simțit abandonați, vă regăsiți voi independența. Nu mai stați să depindeți de alții. Dar interesant totuși ce mai simt aici, la capătul setului de cărți. Este cineva care, nu știu pentru cine și cum se va manifesta, când se va... Apar semnale că se vrea, dacă nu se o căsătorie, regele de monede cu 9 de monede, dacă nu o căsătorie și cum Marele Preot și cu 10 de monede, o relație de lungă durată, o relație care vindecă și o relație care crește spiritual în același timp. Ceva interesant se manifestă. Și când zic că se manifestă, se pășesc pe primele trepte, se fac primii pași în această direcție. Nu să ai, ia uite, nu, stres, nouă de spade. Da? Hai să vedem situația cu care aveți de-a face. Numărul 2. Iau, 5, am văzut Marele Preot, 5, iar 5, e important pentru voi 5. Aici este stejarul, ce frumos, arborele genealogii. Probabil, aici, Marele Preot înseamnă foarte multe. Poate să fie și am văzut și 10 de monede. Familia are o influență foarte puternică asupra voastră în această perioadă. Însă, vedeți voi, 5, familia ne dă stabilitate, sunt rădăcinile noastre, dar și noi trebuie să creștem independent. De-aia a apărut și 9 de monede. Da, stejarul face și el ce face, da? Ideea este că fructul său îl zboară vântul și îl duce departe și puteți să creșteți în altă parte la fel de puternici. Dar, asta e 2 și cu 3, alt 5. Aveți niște oameni în preajmă, prieteni, familie, neamuri, eu știu, colaboratori, care vă cam mănâncă roadele, sporul. Da. Șoricei, Mickey Mouse. Vede. Cum ar trebui să fiți voi în această perioadă? Energia voastră în această perioadă, numărul 2. Uite-mă ce frumos să săriți cât mai departe. Aveți puterea să treceți prin spații. Tigrul. Ah, ce-mi place. Și reprezintă dorința. Dorința voastră. Voința, mai bine zis. Nu dorința. Nu e dorința de a avea o prăjitură. E voința. Voința de a trece prin spații. Și aveți aici Shakti. O energie înaltă care vă susține. Poate să fie o energie feminină. Interesant, trebuie și cu 4. Cât înseamnă vreme? 7. Faetonul. Trebuie să călătoriți. Faetonul înseamnă călătorie.
posibil desțelenire de niște tradiții. Ca să vă găsiți, repet, independența și apoi să vă creați voi familia voastră, relația voastră în altă parte. În alte condiții. Eliberați eventual de mâncătorii de noroc. De energie, interesant cu soara, cu floarea soarelui. Cineva vă mănâncă energia, vă mănâncă sporul. Interesant și chiar harurile. Cum vine mesajul. Și chiar harurile. Mare grijă lângă cine stați. Ia uite ce frumos protecție. Am zis că aveți protecție? Nu mai știu dacă am zis. Da, am zis că aveți o protecție. Cineva vă inspiră? 2 și cu 1, 3 este numărul împărătesc. E o energie feminină. Energie feminină foarte puternică. Care vă inspiră. Hai, du-te, fă, mișcă-te. Schimbă-te. Crești. Ca stejarul. Pune sămânța, sădește lăstarul, sădește-te, sădește-te, interesant, sădește-te într-un loc și crești. Și fă-ți pădurea ta, fă-ți umbra ta, cheamă în umbra ta, ah, ce este frumos, am făcut acum câțiva ani despre stejară, cheamă în umbra ta, eu știu, păsări, animale, oameni, pentru că știi că ești puternic, dar în altă parte. Așa văd că e în altă parte, eu știu, cum va fi. Am făcut că trebuie să fiți independenți. Am deschis la zero. He, vedeți ce nebunie. Nu e nebunie. Trebuie să riscăm. Trebuie să riscăm să luăm de la zero, că nu se poate așa. O dată. De două ori. De trei ori. Da, prietenii, trei de cupe. 8 de spade, vă țin programe, oameni care vă țin, poate chiar familia, da? De care trebuie să vă separați, ca să vă găsiți credința. Și când zic asta, știu ce zic, pentru că nu toate familiile sunt foarte pozitive. Nu toate familiile susțin schimbarea. Și prietenii uneori. Nu sunt nici tocmai ce mai benefici. O dată, de două ori și de trei ori. Numărul 2, august aproximativ. Ia. Central, 4 de monede. Țineți-vă valorile aproape și principiile aproape. Oh, ce frumos provocarea este împărăteasă. Ce frumos. Apropo de creștere. De ce am zis mai devreme? Trebuie să creșteți. Să creați un nou univers în voi, prin voi, poate și cu cineva care vă inspiră, împărăteasa, femeia divină, ce frumos. Trecut. 6 de spade, o călătorie poate, dar în primul rând, poate în ultima vreme ați încercat să vă schimbați gândurile. Poate încercați de mai mult timp să vă eliberați de acești oameni, că sunt niște oameni care, repet, vă mănâncă sporul, vă creează stres. Vă aduc schimbare de ansez negativ, în pierdere, nu în creștere. Imediat. În prezent. Ah, ce frumos! Regina de cupe și cu împărăteasa, ce frumos, măi! Ascultați-vă sufletul. Asta pot să zic în prezent. Ascultați-vă sufletul, încercați să simțiți vibrația din jurul vostru. Și să chemați, interesant, să chemați un anume gen de energie în spațiul vostru sacru. În viitor, 3 de monede. Probabil că veți putea să, 3 și 3, să colaborați într-un mod constructiv cu cineva. Vedem, o să vedem. Sfatul. Cavalerul de monede. Fiți asumați. Asumați-vă această, cum să zic, călătorie. Apropo de ghindă, de alune, de ce vreți voi să fie. Da? Vă sădiți în altă parte. Sau cineva vrea să creeze. Ori cineva vrea să creeze stabilitate împreună cu voi și trebuie să aveți răbdare și voi și ei și așa mai departe. Nu știu. Ori voi vreți să vă găsiți drumul vostru, drumul, locul. Va fi greu. În ce sens greu? Lucrurile se vor dezvolta mai greu, dar vor fi stabile. Cavalerul de monede merge către regină, către regele, am văzut chiar de la început, da? Și apoi către împărăteasă, către abundență, stabilitate.
Da? Dar trebuie să colaborați. Trebuie să învățați să colaborați cu cineva. Exterior, împăratul. Probabil o figură paternă. Acum zic mesajul pe care. O figură paternă vă influențează, dar aveți împăratul și împărăteasa. Doamnelor, dacă voi trebuie să fiți regine de cupe, împărătese, adică personaje empatice, iubitoare, înțelegătoare, abundente, care vă cunoașteți valoarea, dar acordați atenție și altora. Posibil, exterior, deja v-ați întâlnit împăratul, perechea divină, împăratul și împărăteasa. O să clarificăm. Dacă acest împărat este cel care, energie care vă influențează negativ sau pozitiv. Aveți 3, 4, 5, care 5 este male preot, totuși. Da? Stabilitate. De ce vă teamă? De diavol. De tentații. De adicții. De acești șoricei care mănâncă rodul. Rodul minții al sufletului. Ce vă doriți, cavalerul de spade? Ca lucrurile să avanseze mai repede. Cât mai repede, dar sfatul este să aveți răbdare. Să aveți răbdare. Ce reușiți să faceți deocamdată 5 de spade? Vă cam stresați. Trebuie în primul rând să vă vindecați de cei care... Interesant, să vă vindecați 4 și 4 de cei care v-au rănit, de cei care vă influențează negativ, ronțăiești. Și zgomotul ăsta, zgomot apropo de aer, nu e prea plăcut. Ronței, bârfesc, spun una alta. Nu. Voi trebuie să fiți în altă parte, nu în gândurile astea negative. Trebuie să vă vindecați. Să aveți răbdare, să meditați. Interesant, și apoi să mergeți. Am vorbit de... Da, am zis de veselenire. Și să mergeți către destinul vostru, faetonul. Deci asta veți reuși să faceți. Să vă puneți în ordine gândurile și e mare, mare lucru. În momentul în care vă veți pune în ordine gândurile, veți putea să mergeți înspre destinul vostru. Poate nu sunteți voi, poate este personajul de aici, nu știu. Variază, voi știți. Veți vedea, veți trăi și veți vedea. Dar... Ah, ce frumos, iar călătorie. Asul de bâte. Către o nouă relație. Probabil. Cei doi trebuie să fie împreună. Împăratul și împărăteasa. Oameni foarte puternici. Foarte diferiți. Dar ce-ar fi, să zic, comun este puterea de manifestare. Voința. Interesant. Voința. Cred că este cuvântul comun. Acum, central. Ce-am zis? 4 de monede. Încă țineți patru, e o energie destul de încăpățânată. Patru. Taur, fecioară, capricorn. E o energie interesant. Încă țineți la tradiții, la neamul, la oraș, la, eu știu, grupul din care v-ați născut, din care, eu știu, faceți parte, eu știu, la un grup. La o falsă iluzie a stabilității. Încă țineți. Mai bine a sine la acele câteva valori. N-avem multe. Dar câteva cât să fie baza pentru o viitoare creștere financiară, emoțională, sentimentală, spirituală. Da? Adică, din rădăcinile acelea, din neamul, din ce ați adus, da? Prin voi sau cu voi, păstrați ce este. Eu știu, sunt două chestii, 3, 4, 5, cât or fi. Principii de viață. Nu știu, amintiri, lecții. Ca să puteți, aici e provocarea, să nu rămâneți în ele. Provocarea este să creșteți până la, aș spune, absolut.
Dar pentru asta trebuie să colaborați. În viitor va trebui să învățați să colaborați. Între timp, în prezent, ascultați-vă intuiția, ascultați-vă inima. Eventual este o femeie, energie feminină care vă îndeamnă, vă învață, vă ghidează, vă vindecă. Poate să fie una și aceeași. Nu știu ce sunteți bărbați femei. Dacă sunteți bărbați, poate o energie feminină care vă arată calea iubirii. Dacă sunteți femei, voi trebuie să fiți în această energie. Și în această energie veți putea crea. Veți cel puțin două cărți, ba nu chiar trei, care sunt creative, care țin de creație, creativitate, colaborare. La capătul setului de cărți, puterea. Poate că sunteți cam supărați. Poate simțiți că ați pierdut o ocazie, dar aceea este necesară ca să vă transformați. Și de fiecare dată la putere sunt două personaje, mai bine zis. Două personaje, da? O energie feminină și o energie, aș spune, nu musai masculină, cât instinctivă, instinctuală. Dar ideea e că amândouă merg bine. Așa opuse cum sunt, merg bine. Sunt puternici împreună. Prin puterea dragostei, interesant. Repet, aveți răbdare că lucrurile se vor dezvolta. Dar pentru asta trebuie să nu mai stați pe loc, ci să mergeți. Încet, dar mergeți. Nu stați pe loc. Revin. De ce vă este teamă de diavol? De tentații, de frici, de adicții, de faptul că poate știți voi despre cine vorbesc, personajul respectiv e o tentație sau poate aveți de alte personaje din viață care vă trag în spate, pe care încă nu v-ați eliberat. E un diavol, vă e teamă de energia voastră, de umbra, interesant, de umbra voastră, 15. Da? Un personaj cu tatuaje, care vă manipulează. Oameni care vă manipulează. Și v-ați dori să fugiți eventual de ei? Nu știu. Dar să nu fugiți de voi. Așadar, dați-vă timp de construcție. Poate să fie și construcția voastră. Dar dacă e împreună cu cineva, e și mai mișto. Hai să vedem totuși. Ce să clarific? Ce să clarific? Mai întâi 4 de monede. Central. Ia uite, 7 de spade. Vă mințiți dacă mai țineți. Dacă 7 de spade. Cineva care fură? Dacă aveți de a face cu cineva care fură, nu știu ce face, fură, țineți-vă valorile bine. Acum, a venit central. Poate e o chestie de valoare, de dragoste, de valoarea voastră, de stima față de voi. Interesant. Acum, asta e un mesaj. Al doilea mesaj ar fi: dacă mai stați în acea relație karmică, în acea comunitate, grup, ce-o fi, care vă mănâncă sporul și a zis și harurile, vă mințiți voi pe voi înșivă. Provocarea este să creșteți. Să creșteți. Mai dăm o carte totuși pe 7 de spade. Ia uite, eliberați-vă de oamenii care v-au mințit, oamenii care v-au învățat să, repet, ori să, nu zic, să furați, să vă furați energia. Aici, 7 de spade, pentru mine și alți colegi, reprezintă fugăciosul, hoțul, mincinosul, prefăcutul, oameni care, pentru bani, au făcut orice. Inclusiv și pentru 4 înseamnă casă, dragii mei. E un șoc, da? 4, vedem ce apare și de ce apare împăratul. 4. Ați fost mințiți în casă, în relațiile karmice. Gata, puneți capăt. 10 de bute. Puneți capăt. Mergeți în călătoria vieții voastre. Faetonul, iar aici călătorie. Descoperiți-vă potențialul. Și eventual veți găsi oameni care vă sunt alături. Provocarea, împărăteasa, energie feminină divină. Poate cineva vă ghidează în această perioadă, da?
E o atracție între voi și cineva. Uneori e atracție, uneori e tăcere, uneori e comunicare, altor iar liniște. Alternați, pentru că nu-i rezolvat aici o situație. Trei de monede. Clarificăm în viitor trei de monede. Le-a zic, ascultați-vă intuiția. Inima, ce spune? Emoție. Doi de monede și șase de bute. Trebuie să alegeți. Va trebui să alegeți. 2, 3, 4, băi, câte monede aveți aici? Marcaș puternic pe semne de pământ, dar aveți și aer și apă și foc. A spune că va trebui la un moment dat, în timp, reconstrucția e necesară, colaborările sunt necesare, dar la un moment dat, în timp, va trebui să alegeți între cei care vă țin într-o postură mai puțin, să zic, importantă și să vă regăsiți interesant victoriile. Să vă cuceriți, șase de bute cucerește, să vă cuceriți destinul, scena, asul de bute, pasiunile, hobby-urile. Da, poate la un moment dat va trebui să mergeți în paralel, dar la un moment dat va trebui să renunțați. Și vă găsiți calea voastră. Dacă aveți în viața voastră un personaj victorios care atrage atenția și care vă inspiră, vă ghidează într-o nouă dimensiune a vieții voastre, într-un nou potențial, va trebui să renunțați la oamenii, să nu fiți în triunghiuri amoroase, inclusiv profesionale sau amicale sau eu știu de care natură, dar să renunțați la cei, repet, care vă pun la muncă de asta, de duzină, care nu vă reprezintă. Și dacă e un triunghi amoros, va trebui să renunțați. Variază de la un om. Nu e obligatoriu să fie pentru toată lumea. Iar, ca să fiți cu oamenii care inspiră, cu oamenii care vă alină, cu oamenii care vă sunt fideli, cu care puteți colabora. Clarificăm împăratul. Influență exterioară, împăratul. Clarificăm împăratul pentru numărul 2. Wow, cât am mai venit. Asul de spade, regele de monede. Cavalerul de cupe și cine mai este? Wow! Probabil că dacă citesc pentru o femeie, acest personaj de bărbat a fost divin. A spune că acest personaj are un moment de trezire. Evrica, asul de spade. Vrea să fie stabil, regele de monede și împăratul. Vrea să fie și sensibil și romantic și simte. Regele și regina de cupe, ia uite, interesant. Regele și regina de cupe, în același așa și regele, împăratul și împărăteasa. Wow! Probabil comunicarea, aș spune. Dacă sunteți bărbați, să zicem, comunicarea aici, interesant, este o energie, mai vorbim și energetic și după cum vedem, da? Energie feminină. Comunicarea, poate, cu cineva, vă poate face să înțelegeți că acei oameni, bărbați, femei, nu contează, sunt în echilibru, își creează abundența lor și comunicarea cu ei vă îndeamnă oarecum să vă găsiți, repet, calea voastră, stabilitatea voastră și noi pasiuni, noi hobby-uri și dragoste.
Regele și regina de cupe. Probabil v-am îndrăgostit de acest personaj. Regele și regina de cupe. Probabil, comunicând, vă veți îndrăgosti și veți dori să fiți romantici și veți dori să fiți stabili și... Aș spune cu influență benefică. Poate e o figură masculină, eventual, cu care comunicați și care vă confirmă. Da, uite, persoana respectivă, femeia, tipa, eu știu ce, este potrivită pentru tine. Hai, fii asumat. Manifestă dragostea despre care îmi povestești. Comunicați cu cineva, vă sfătuiți cu cineva. Ar putea să fie o discuție între doi bărbați. Despre această femeie. Da, lasă trecutul. Lasă trecutul. Lasă oamenii care te-au mințit. Manifestă adevărul. Lasă oamenii care te-au mințit. Care te-au furat de bani. Da? Care te-au manipulat, apropo de manipulări. Poate să fie job, poate să fie familie, poate să fie relație de lungă durată. Lasă-i. Aici e provocarea. Și dacă simți atâta atracție pentru acest personaj, du-te, fii romantic, fii asumat și încep ceva. E un început și se va manifesta începutul. Dar, repet, trebuie să vă vindecați, să vă puneți în ordine gândurile și să vă vindecați de influențele negative. 5, 6, 4, spade, da? Și apoi să faceți... Cum variază de la un om dacă e vorba de o călătorie de eliberare, dacă e o călătorie de regăsire, de inițiere? Iar împăcare. Da, uite ce. Asta e ce. Ok, iau de la zero. Cu acest personaj care e valoros, care te înțelege, care simți, cu care simți că rezonezi. Nu mai sta în triunghiuri amoroase, nu mai sta în lucruri care nu te reprezintă. Alegi odată. Să ridicăm cavalerul de spade. Ce doriți? Da, voi ați vrea să mergeți sau ei, eu știu cine. Cavalerul de spade. Ce vă doriți? Cavalerul de spade. Cavalerul de spade și comunicare. Ah, ce frumos! Vă doriți să comunicați. Ori să vină această fericire foarte repede, ori variază de la ce sunteți, bărbați, femei, nu contează, dar unii vă doriți să comunicați cuiva câtă fericire simțiți în preajma lor, câtă inspirație, câtă dragoste, câtă stare de bine. E o comunicare care aduce bucurie. Asta vă doriți. Și dacă vreți să manifestați totuși fericirea asta și stabilitate, dați-vă timp. Acest sfatul. Ok, comunicați, spuneți. Dar dați-vă timp, pentru că lucrurile stabile se fac în timp, cu răbdare. Cam asta e principiul. Cam asta e. Ia de sfat. Sfat. Cu scârție pentru numărul 2. Vedeți că uneori energiile se inversează, vedeți și voi cum adaptați informațiile. Iar, interesant, seamănă foarte mult cu numărul 1 ca și sfat. Fiți modești și descătușați latura voastră amabilă, adică nu vă mai păcăliți, nu mai fugiți de voi, nu mai fugiți de dragoste. Descătușați și concentrați-vă pe pozitiv. Mai sunt și oameni pozitivi. De-aia am zis, regina de cupe eventual vă arată că prin iubire, da? Vă ridicați vibrația, ascultați-vă, da? Concentrați-vă pe pozitiv. Comunicați cu oameni cu pozitiv, da? Concentrați-vă pe ei. Nu pe oamenii negativi. Pe soare. Destejarul ăsta crește cu apă, cu emoții. Apă, interesant. Apă și soare. Cu apă și soare crește împărăteasa, da? Apropo de stejar. Nu, aceștia nu vor ajuta niciodată stejarul să crească. Dar fac parte dintr-o etapă. În viața stejarului. O etapă. Interesant.
Toți am cărțile. Numărul 2. Asta e relații. Aveți niște relații karmice de care trebuie să separe. Separe. Că aveți un fost. Un fost de care vă este teamă. Da. Va fi bine. Ascultați-vă inima. Cum a zis, ascultați-vă inima. Da? Cam atât, în principiu. Sper că v-a plăcut. Da, și acțiunile vorbesc puternic. Va trebui să acționați, să spuneți. Nu uitam că cineva vă inspiră, da? Energie feminină, înaltă, aș spune. Punem cărțile și... Eu am zis că mie mi s-a părut că totuși această etalare clară. Din punctul meu de vedere a fost clară. Dacă voi nu înțelegeți, n-am ce să fac. Dar nu uitați, primele, 3 și cu 4, iar faetonul, da? Adunați-vă voința, eliberați-vă, faceți spațiu, vedeți? Sunt două stânci, să faceți spațiu. Spargeți blocajele și treceți înspre destinul vostru. Cu cine trebuie? Cine trebuie? A, mi s-a părut fain. Sper că v-a plăcut și vouă. O doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Okidoki. Unora nu le place când spun așa ceva. Nu știu de ce. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, deja au venit niște cărți. Conflicte și confuzii. Aveți opțiuni, dar opțiunile vă creează conflicte. Aveți vise, aveți visați la cineva, dar cu cât visați, cu atât aveți mai multe conflicte. Cum să vă cuceriți, eu știu care vis. Dar trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Însă, ce ar mai fi? Și o nouă lume. Încheiați cu confuziile, încheiați cu conflictele. Poate conflictele să fie la distanță, peste hotare, nu știu. Opțiuni peste hotare, nu știu, că văd totuși călătorie, iar călătorie. Dar trebuie să puneți capăt și să vă găsiți echilibru. Ia uite, echilibru, dragostea, echilibru emoțional, echilibru financiar. Sau poate persoana, o persoană din viața voastră trebuie să renunțe, să încheie acest capitol. Confuzii, jocuri, bătăi, distracții. Da? Multe variante. Acum, nu, oamenii se mai bat, dar poate nu neapărat se bat, poate să fie doar conflicte. Eu am zis, just in case. Hai să vedem situația cu care aveți de-a face în această perioadă. Numărul 3. Situația august 2022. Sunt multe. Se pare că au legătură și cu conflictele respective. 15 și 7 și 9. Păstrați-vă abundența aia, cât o fi. Independența. Mi-aduce aminte de 9 de monede. Simt nevoia să tușesc. Probabil că comunicarea cu cineva nu funcționează tocmai corect. Aveți un dușman eventual între voi și cineva care posibil să fie obsedat, atras, neapărat obsedat, atras foarte mult de abundența voastră, de frumusețea voastră. 15 e numărul diavolului. Atras de mierea, de parfumul vostru, de dulceața voastră, că ursul merge către miere, da? O energie foarte masculină, foarte intensă și cu tendințe toxice. Poate este foarte posesiv, interesant cu acest șarpe, foarte acaparant, dar posibil între voi doi, că sunt două energii, să mai fie o altă persoană foarte vicleană, foarte acaparantă, ori pentru unul, ori pentru celălalt. Interesant. Soarele, ce frumos, și 33, și steaua, vai ce frumos, și inelul. Interesant. Probabil într-un mod neașteptat va veni un cadou. Va veni asumarea. Dar până atunci, soarele și steaua, leu vărsător, opoziția leu vărsător, 33 iar, 3, număr maestru, reprezintă 6. Și 6, interesant, da? Dacă cineva este atras la modul obsedant,
pasional, posesiv față de voi, cu răbdare, se va manifesta și varianta pozitivă, soarele și steaua. Se va, eventual, această dragoste, sau mai bine zis, voi nu trebuie să faceți mare lucru. Depinde unde sunteți. Dacă voi sunteți aici, sau dacă voi sunteți aici. Dacă voi sunteți aici, nu trebuie să fiți mare, să faceți mare lucru. Trebuie să fiți voi înșivă. Și energia voastră, dulceața voastră, sensibilitatea voastră va vindeca aceste tendințe toxice ale cuiva. Arată cărțile bine. Arată bine, totuși. Energia voastră. Energia voastră în această perioadă. Am văzut iar leadership-ul, Ganesha, conducerea, conduceți-vă viața. Interesant, energia voastră. Egalitate. Căluțul de mare, interesant, 14. Mai văd 15, 14. Ce mai văzusem? Da, 14. 14 numărul temperanței, da? Temperanța. Aveți credință că lucrurile se vor echilibra. Că acest... E posibil, doamnelor, doamnelor. Da? Ce ființe suave și divine sunteți. Să fie un personaj marțian. Da? Care iese din niște ape tulburi sau le tulburați voi apele prin prezența voastră delicată și finuțică. Da? Dar lucrurile se vor echilibra. Poate voi sunteți un pic mai supărate în această perioadă, trebuie să vă vindecați. Da? Ei sunt prea pasionali, prea atrași, intensi, prea intensi. Lucrurile se vor echilibra între voi. Încercați să fiți în echilibru ca să manifestați acest echilibru și în timp. Cineva trebuie să treacă prin profunde transformări. Bănuiesc acest personaj. Hai să mai vedem ce alte mesaje. Mă amestecăm o dată, de trei ori, o dată. Numărul 3, august, de 2022. Ia uite, renaștere, un nou capitol în care cineva trebuie să renască, în mod special. Poate, nouă, pentru mine, nouă de monede, soarele, da? Steaua, 33, inspiră. Probabil că energia, dacă sunteți în această vibrație feminină, înaltă, sensibilă, creativă, naturală, pură, dulce, na, ce tot să mai zic. Probabil că inspirați pe cineva la transformare. Dar trebuie să înțeleagă niște lecții apropo de 7. Și să se elibereze de energiile toxice ca să manifeste alt 6, dragostea autentică, după dezamăgire. Interesant. Love hurts. Mi-aduc aminte. Love hurts. O dată, de 2, de 3 ori. Poate că și voi sunteți răniți. Dar sunt oameni și oameni. Oameni care când sunt răniți își păstrează puritatea. Oameni care când sunt răniți manifestă energiile toxice. Central. Valetul de spade. Comunicare. Poate cineva vă urmărește că e... A, eliberare. Vedem. În trecut... Oh, diavolul, mai 15-15. Energia toxică a cuiva. În trecut, în prezent, 9 de spade. O fie energia lor, sper că nu e a voastră. În viitor, regina de cupe, dragoste. Mai, ce frumos, am zis că e dragoste, ia uitați aici. Sfatul, cavalerul de cupe. Comunicați cu dragoste, comunicați cu înțelegere. Cu oricine ați fi în preajmă, comunicați cu empatie. Și veți face... Și dragonii să vă mănânce din palmă.
Exterior, da. Ai pasiunea cu pe cineva, e super atras de voi. Super, super, super obsedat. Obsedat. Șarpele simbol faric. Avem o bâtă, da? Absolut, da. Obsesie sexuală. Atracție. Dar asta în timp, această atracție se poate transforma în dragoste. Cavalerul de cupe e un consilier. E romantic, e sensibil, dar e și consilier. Aici este. De ce vă este teamă? De împărat. De dorința acestei energii masculine de a avea, de a vă avea, de a vă domina într-o formă sau alta, de a avea controlul. Ce vă doriți? Regina de spade, interesant. Vreți comunicare matură. Deocamdată comunicarea între voi, energie feminină și masculină, este imatură. Nu că n-ați vrea voi. Personajul cu care comunicați este atât de influențat de fizic și de magnetismul care e între voi, încât nu s-a putut comunica mai matur. Provocarea este... Dacă simțiți că acest personaj vă creează prea mult stres, să vă eliberați de ei. Și să mergeți. Cavalerul merge. O să clarific. Eventual înspre voi. Dar avem totuși 8 și cu 1, 9. Să mergeți către dragoste față de voi și atunci și personajul respectiv va învăța dragoste. Fiți în dragoste și veți atrage dragostea. Da? 8, 9, 10, deja sunt 10. Vă puteți găsi fericirea într-un alt context, aș spune, dar o să clarific. Poate și cu acest personaj sau poate cu altcineva, nu știu. Ce vă doriți, regina de spade? Vă doriți adevărul? Vreți să știți personajul acesta, de ce vrea controlul, de ce e atât de aprins, s-a aprins, cineva s-a aprins după voi, probabil. Ce reușiți să faceți, să comunicați. Dar cavalerul de bâte e și el destul de sexy. Sper că totuși găsiți metode inovative în această comunicare. Să găsiți niște soluții. Interesant. Cum să... Regele și regina de cupe. Posibil că ei vor încerca să comunice cu voi, nu știu. Dar vor trebui să învețe să fie mai asumați. Mai responsabil, pentru că voi vreți comunicare serioasă. Vreți comunicare înțeleaptă. În adevăr, nu vreți șușanele, nu vreți nici stres. Da? 9 și cu 10. Încă un subiect imatur și gata. Vi s-a făcut de ducă. Da? Vreți eliberarea de energiile toxice. Vreți ca acest personaj să se libereze de energiile toxice. Vreți să îi susțineți cu două regine. Da? Susțineți. Să-i susțineți, dar să se susțină și ei, nu? Posibil, totuși. Se va manifesta o comunicare. Aș spune... originală. Care va marca o etapă în relația dintre voi, în care... interesant. Cineva va recunoaște că da, uite... Mă simt atras și fizic, dar și emoțional. Aș vrea să fiu regele și regina de cupe, să fiu alături de tine, da? Dar te rog, dăm timp. 7 de monede. Vreau să investesc în această relație. Aș vrea să investești și tu sau să ai răbdare cu mine, ceva de genul ăsta. Pentru că împreună putem să facem ceva special, probabil. Și aveți soarele, aveți steaua. Da? Vindecare. Dar interesant, probabil că va veni un soi de... Aveți soarele și dragostea, 33-6, dragostea. 6 e și aici, de o variantă toxică. E mai mult atracția, obsesia, nu e dragostea autentică. În timp se poate această pasiune transforma în dragoste. În timp. Cu răbdare.
Dar interesant că aici 16 este numărul turnului, care va aduce, să zic, un soi de angajament. Inelul ăsta reprezintă un angajament. Cineva, într-un mod neașteptat, va face o promisiune, probabil. Nu știu. Da. Că ține foarte mult să manifestați un soi de stabilitate, de succes, de stabilitate împreună, că e dispus să se lupte, să devină o persoană stabilă. Interesant. Da. Și să depășească orice blocaj, orice toxicitate și să o ia de la zero, eventual, cu voi. Nu știu. Deci cineva vrea să renască. O trezire spirituală. E o întâlnire de destin care aduce adevărul, o comunicare interesantă. Wow! O comunicare între cineva care vine cu soarele versus. Care, e o comunicare care aduce lumina în viața cuiva care trăiește în întuneric. Wow! Și în confuzie. Și în confuzie. Cineva care și-a blocat fericirea și vindecarea. Dar lucrurile acestea se pot debloca, se pot debloca dacă se manifestă trezire spirituală, asumare, credință, renaștere. Ia uite, e o întâlnire predestinată. Roata norocului. Cu alte cuvinte, dacă nu stați, nu vă lăsați atrași, atrase de această atracție fizică, între voi se poate manifesta ceva mai mult. Dacă vreți, hai să clarificăm totuși. Aici sunt multe clarificări. Clarificăm diavolul. Adică nu. Nu mai vreau diavolul. Că știm ce înseamnă. Clarificăm valetul de spade. Valetul de spade. Turnul, într-un mod neașteptat. Și valetul de cupe, într-un mod neașteptat. Iar 16, da? O comunicare neașteptată. Care vine și din suflet, dar și cu logică și cu informații importante. O comunicare care alină, care dărâmă vechile construcții. Da, care schimbă. Schimbă energiile cuiva. Probabil la un moment dat ați fost alături de acest personaj, nu știu, într-o formă sau alta, când i-a fost mai greu. Întâlnire de destin, alături de cineva. Susțineți pe cineva, susținut pe cineva sau cineva vă susține pe voi. Vedeți, ori cineva vă susține, ori voi susțineți pe cineva. Eu zic că totuși e influența. Ia, clarificăm și 8 de cupe. Provocarea este 8 de cupe. Asta e, să alegeți. Ori stați pe... Să mergeți mai departe. Trebuie să alegeți să mergeți mai departe. Nu puteți să stați în stresul lor, să le absorbiți. Dacă sunteți persoane empatice, riscați să le absorbiți. Să alegeți. Da? Ascultați-vă intuiția. Alegeți-vă valoarea. Clarificăm 9 de spade. Ia uite, 2 de spade, blocați stresul. Ia uite, 9, 10, nu, pardon, 9, 8 și 3 de bâte. Ce faceți? Trebuie să alegeți între a sta stresați din cauza, știți voi, ce vă stresează, e ceva toxic aici. Trebuie să alegeți, să blocați, da? Și să transformați această obsesie în speranță. Să arătați eventual cuiva calea, lumina, direcția. Poate și o călătorie. Poate trebuie să plecați undeva ca să vă eliberați de acest stres. Și atunci celălalt, ia uite, regele și regina de spade, celălalt va trebui să se transforme. Dacă vrea să vină spre voi să se transforme.
Clarificăm. Cavalerul de cupe. Spate. Cavalerul de cupe. Ia uite, justiția. Fiți echilibrați, fiți corecți și în echilibru emoțional. Comunicați corect. Și cine vrea să vină spre voi, va trebui să vină corect. Nu vă dezechilibrați voi pentru că ei au probleme. Aici ideea. Nu vă dezechilibrați voi, nu absorbiți voi energiile. Nu, nu, nu. Nu. Clarificăm regele de bute. Regele de bute a fost clarificat de 6 de cupe. Acest personaj e foarte atras de voi. Simte că vă cunoaște, că vă știe ce vă doriți. E foarte atras de voi. Dar trebuie să transforme ceva. Vrea împăcare, dacă voi veți pleca în această perioadă, într-o formă sau alta, sau veți încerca să vă detașați și să vă alegeți o altă cale, victoria, să încerceți cale, să vă concentrați pe dragoste, pe voi, pe dreptate, da? Să nu absorbiți energiile lor. Ei vor trebui, nu că vor trebui, vor vrea să facă un soi de pact, de împăcare cu voi. Pentru că își doresc foarte mult, vor trebui să se maturizeze de la valet să crească la rege, de la, uite, valeți. Clarificăm împăratul. Deocamdată, acest personaj e în confuzie, în distracții, are opțiuni, dar vrea controlul. Aici vă este teamă. Nu vreți, pentru că intuiția voastră spune ceva. Voi vreți oameni corecți. Dacă vrei să fii romantic, fii și corect. N-am nevoie doar de romantism, din dorința de a avea controlul. Nu. Fii sensibil și fii corect. Posibil să fie un personaj căsătorit? Sau poate aveți 2-3 bărbați în viața voastră, doamnelor, și fiecare e într-o anumită poziție și vă influențează. Vă este teamă de oameni însurați, căsătoriți, care vă pun în triunghi, care au opțiuni? Da? Aveți nevoie de oameni corecți. Între timp, e un personaj foarte atras fizic de voi, da? Pentru că totuși sunt 3 cărți. Posibil să fie totuși 3 personaje. Clarificăm regina de spade. Ce vă doriți? Hai, să fiți în dreptate, să fiți în adevăr. 7. Da, vreți să creați granițe personale. Spuneți, dom'le, nu poți să faci cu tare pentru că nu-ți permit. Nu-ți permit. Vreți să fiți un pic mai defensivi. Și în adevăr, repet, în dreptate. Clarificăm valetul de bute. Ce reușiți să faceți, valetul de bute. Valetul de bute. Ia uite, magician. Interesant. Cineva vrea să manifeste ceva nou cu voi. Asul de cupe vrea. Asul de spade. Vrea să vă cucerească. Ups. Și să vindece, să-și vindece, cred că mai degrabă, propriile răni. Și să vină spre voi, doamnelor, nouă, dacă sunteți independente, dacă vă cunoașteți valoarea, da? Dar, dacă voi vreți, voi hotărâți, voi alegeți. Puteți să spuneți, am răbdare dacă renunți la vechile atașamente, la programele mentale toxice, emoționale, nesănătoase, confuze. Clarificăm 7 de monede. Poate și voi vreți să manifestați dragoste și adevăr eventual cu altcineva. Iar și asta se poate. 7 de monede. Interesant. 10 de bute și asul de bute. Da, vrei ceva nou? Implică-te. Nu ne jucăm de alba neagră, de a ne place, nu ne place, mă atragi, dar mă atrag și alte opțiuni, nu. Vrei ceva nou, asul de bute? Implică-te, fii responsabil,
Investește, crește-ți grădina, te aștept dacă văd că există creștere, dacă văd că există implicare. Altfel, dacă te vindeci de felul de a comunica decepționant, dacă te vindeci de vechile răni, nu aștept să te vindec eu, pentru că noi inspirăm, nu vindecăm musai. Noi nu suntem medicamentul, noi suntem, să zic, rețeta. Regele de cupe. Nu, a sărit. Mi se pare că e judecata. Da, judecata. Dar a devenit invers. Asta e. Acest personaj, dacă vrea să vă fie pereche, trebuie să-și asculte intuiția, trebuie să se transforme și e ceva. A venit invers pentru că eu cred că e un pic amânat, adică e nevoie de timp. Pentru că nu e ușor de la această energie să treci brusc la lumină. E imposibil. Că nu face magie. Una e schimbarea în adevăr în lumină și alta e magia iluzionismul. Și există potențial, dacă vreți. Totul depinde de voi. Mai dăm o carte pe judecata asta invers. Poate cineva totuși vrea să se împace cu voi în paralel. Am zis, ar putea să fie două, trei personaje și să nu vreți să vă împăcați cu cineva de acolo. Din viața voastră. De acolo, din viața voastră. Dăm o carte pe judecata aceasta invers. Spânzuratul, da? Lucrurile se amână. Sunt amânate. Da, interesant. Dar amânările sunt necesare pentru ca acest personaj, voi știți cine e și veți ști în momentul respectiv, că poate acum nu vă dați seama. Ca să ajungi să-ți echilibrezi apele, emoțiile, să fii în dragoste profundă, e nevoie de ceva timp. Probabil că cineva va trebui să suporte consecințele unei vieți toxice și asta e. Ca să se poată să vină îndreptate, trebuie să suporte consecințele unei vieți toxice și asta necesită timp. Dar va trebui acest personaj să învețe să asculte intuiția, să manifeste credință, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da, interesant. La capătul setului de cărți, Regina de Monede și Marele Preot. Cunoașteți-vă valoarea, fiți în credință, Marele Preot și Marea Preoteasă, ascultați-vă intuiția, fiți în adevăr, fiți în dreptate, cunoașteți-vă valoarea, faceți valori, manifestați-vă stabilitatea și cam asta e, egalitate, egalitate. Se vor egaliza lucrurile în timp, cu răbdare. Practicați gratitudine, interesant. Mulțumiți divinității pentru această experiență, pentru că și prin această experiență ați putut să vindecați, să inspirați sau să vă vindecați voi de ceva. Și renunțați la control. Dacă voi sunteți aici, la acest împărat, renunțați la control. Concentrați-vă pe pozitiv. Mesaj. Alt mesaj de la îngeri. Acțiune vorbesc puternic. Asta e. Transmiteți, domne. N-am nevoie de cuvântări. Da, ok, ești atras. Dar ce facem mai departe? Vrei ceva? Vrei să fii cu mine astfel de băte? Nu, implică-te. Investește. Investește. Cineva trebuie să învețe să exprime dragostea și prin acțiuni. Încă o carte. Interesant, 49. Înseamnă 13. Transformare. Iar o chestiune de transformare a unei persoane care vine dintr-o zonă toxică. Da. Demonstrează la dragoste, love. Da. Asta e. Implică-te, demonstrează. Că vrei pasiune, demonstrează că iubești, demonstrează.
Și romanță, da, vrei romanță? Asta e, PC. Eu am valoarea mea. Eu am credința mea. Am soarele meu. Eu am cheile. Îți dau cheia dacă vii corect. Da? Dacă te împici, dacă demonstrezi că meriți. Până atunci, granițe personale. Că nu e nici prima oară, nici ultima oară, nu? Când avem de face cu situații de-astea. Cine vrea ceva frumos să se implice. Și atunci? Până la urmă și ursul ăsta poate fi dresat, nu? Ce drăguț e, ursulețul de la circ. Drăguț. Însă, dacă e o a treia persoană care influențează negativ, trebuie eliminat șarpele. Sau dacă este obsesia cuiva, posesivitatea cuiva, iar trebuie vindecată. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.